Bucate tradiționale, vinuri alese și oferte turistice promoționale, toate alături de un spectacol pe cinste. Asta v-au pregătit reprezentanții grupului de acțiune locală Drumul Vinului la Târgul Tradițional, pe care îl vor organiza duminică 30 mai, chiar în incinta stațiunii de cercetare viticolă Pietroasele. Târgul de produse tradiționale presupune participarea fiecărui gal cu produse specifice ale teritoriului respectiv, produse de ceea ce înseamnă produse agricole, rețete de mâncare tradiționale și specifice zonelor respective, băuturi cum ar fi vinul din zona teritoriului nostru și țuica specifică zonei de teritoriul Valea Buzoului. Fermierii prezenți la evenimentul de duminică vor primi consultanță gratuită despre cum vor putea accesa fondurile europene necesare pentru investițiile din zona rurală. Buzoienii care ajung la târg după ora 10 pot să deguste din produsele care sunt expuse la standurile fiecărui gal în parte, pot să cumpere vinuri de la stațiunea Pietroasele care în incinta căreia se desfășoară târgul și pot să facă schimburi de opinii și de păreri cu reprezentanții galurilor care acordă o consultanță gratuită. Evenimentul este organizat în cadrul proiectului de cooperare semnat de 4 dintre cele 5 galuri active în județul nostru, respectiv Drumul Vinului, Valea Buzăului, Ecoul Câmpiei și Colinele Buzăului.